Școala numărul 7 din Slatina este una dintre unitățile de renume din oraș și cu toate acestea, elevii de aici fac sportul în sălile de clasă. Unitatea nu are o sală de sport, dar nici așa zisul teren pe care copiii ar trebui să desfășoare orele de educație fizică nu arată prea bine. Când timpul permite ora de sport să desfășoară pe terenurile din curtea școlii, atunci când vremea nu permite, ora de sport se face în sala de clasă. Aici de an bun se încearcă construirea unei săli de sport. Pentru acest proiect, municipalitatea a găsit finanțare, doar că lucrările nu au putut fi demarate din cauza rețelei electrice a orașului ce trece prin curtea școlii. Acestea trebuiau să fie demarate în octombrie, dar se pare că au fost amânate pentru luna viitoare. Aici este prevăzută a fi amenajată o sală de sport. Lucrările vor începe în cursul acestui an, după ce vor fi rezolvate problemele cu o serie de cabluri electrice de medie și joasă tensiune care au fost descoperite în cursul anului trecut. Suntem singura școală din Slatina care nu beneficiem de o sală de sport, fapt ce face ca o parte dintre copiii din circumscripția arondată să meargă la alte școli pentru a beneficia de o pregătire privind educația fizică și sportul și sperăm ca această sală să fie inaugurată la începutul anului școlar, măcar sala de sport, dacă nu și terenul de sport aferent acestuia. Noua sală de sport, ce va fi construită pe structură metalică, va avea o suprafață de 700 de metri pătrați și va fi prevăzută cu vestiare și grupuri sanitare. Lângă aceasta va fi amenajat un teren de sport prevăzut cu nocturnă, tribune, iar pe jos va fi pus tartan pentru protecție. Vor începe propriu-zis lucrările de amenajare a noii săli de sport de la școala Vlaicu Vodă, care va avea atașat și un teren de sport cu nocturnă, tribune și alte asemenea lucruri care sunt deja vizibile la celelalte terenuri de sport de pe raza municipiului existente la școli sau licee. Lucrările vor dura 12 luni, iar pentru acestea municipalitatea a alocat un buget de 4 milioane de lei.